Voi trece să dau cuvântul în continuare, n-aș putea spune un cunoscut, ci un model al diplomației despre care tocmai am vorbit. Un om care, cel puțin pentru mine, a reprezentat un mentor de la care am învățat foarte multe, alături de care am înțeles ce înseamnă diplomația. Un om care, dincolo de toate, a reușit să se mențină om în pofida multor situații dificile pe care a trebuit să le gestioneze și am numit prin aceasta pe excelența sa domnul ambasador Teodor Mereșcanu, iar titlurile sunt atât de multe încât mă rezum doar la a spune excelența sa domnul ambasador Teodor Mereșcanu. Mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care am primit-o să particip la acest interesant curs și în același timp să urmăresc cu mare plăcere colegii care m-au depășit, care au fost înaintea mea și mai ales pentru cel care s-a ocupat de zona asta referitoare la diplomație, domnul Micu, un om deosebit și cred eu un om care poate să facă încă multe lucruri în continuare. Dacă îmi permiteți, eu aș începe cu o idee foarte simplă și aș spune că diplomația este de fapt cea mai veche meserie care există. După vremea triburilor primitive, în perioada feudală, întotdeauna au fost elemente care s-au folosit pentru a evita războaiele, confruntările cu arcuri, cu săgeți sau și cu alte elemente. Și din acest punct de vedere trebuie spus că, într-adevăr, diplomația a reprezentat cea mai bună modalitate de a evita războiul și conflictele pentru a ajunge la anumite situații. Că era vorba de pășuni, că era vorba de animale, că era vorba de căsătorii și așa mai departe. Elementul fundamental al diplomației îl reprezintă tratatul de la Westphalia din 1648, unde pentru prima oară s-a hotărât ca actorii internaționali care joacă un rol în Europa să fie clar statele naționale. Deci statele naționale după Westphalia, după un război de 30 de ani care trenase în Europa, este în mod evident o dovadă a importanței pe care a avut-o statul național. Sigur că statul național a evoluat un pic mai târziu, dar în perioada principală, mai veche, regii, împărații, prinții erau cei care foloseau instrumentele diplomatice tocmai pentru a-și rezolva problemele cu care erau confruntați. Tot în această perioadă au început să apară și ceea ce se numesc diplomați profesioniști, oameni care se ocupau într-adevăr de problemele relaționării dintre state sau din partea suveranilor într-un fel sau altul. Evoluția, a doua evoluție foarte importantă care are loc, se referă, după părerea mea, la faptul că până acum vorbeam doar de actorii naționali, de statele naționale care reprezintă actorii în climatul internațional, dar în evoluțiile care au avut loc au început să apară și alți actori, poate nu de aceeași pondere ca și statul național, cum ar fi companiile multinaționale, care de multe ori profitul lor este mult mai mare decât bugetele unor majorității statelor din lume. De asemenea, organizațiile neguvernamentale care au început să se implice foarte activ și ele în ceea ce privește dezvoltarea diplomatică. Deci, diplomația la ora actuală a trecut peste un alt prag. Diplomația este confruntată acum cu multe alte elemente, dar și cu celelalte, deci și cu actorii cu alte state, dar și cu actorii care participă la activitățile internaționale.
Ceea ce apare însă acum ca un element dificil este faptul că la ora actuală diplomația nu mai are timp. Dacă vă uitați în ceea ce privește negocierile internaționale, vedeți că atunci când vorbim de dreptul mării, atunci când vorbim de dreptul diplomatic, de dreptul consular, vorbim de 3-4 ani de activitate care ajungeau până la urmă la asigurarea, la acceptarea unor convenții internaționale la nivel internațional. Sigur, însă lucrurile se schimbă și din punct de vedere al sistemului geopolitic. Astăzi trebuie să recunoaștem că există o schimbare foarte mare de greutate față de Europa. La data aceasta trebuie să spunem că, într-adevăr, schimbarea, mutarea spre Asia a problemelor de securitate sunt normale, având în vedere că suntem confruntați cu respectiv cu instabilitate politică, deficit de resurse ca apa, energia, tehnologie, spațiu cosmic, utilizarea spațiului cosmic și toate celelalte. Competiția care există la ora actuală și nimeni nu poate să o nege, este o competiție între SUA, Rusia și Asia. Sigur, dumneavoastră ați dori foarte mult, cum aș dori și eu, ca un al patrulea, să spunem, competitor să fie Uniunea Europeană. Din păcate însă, la nivelul Europei, ceea ce se întâmplă sunt evoluții îngrijorătoare. Europa este deja un continent mai puțin populat decât era cu câțiva ani în urmă. Există și să spunem, o îmbătrânire a funcționării Uniunii Europene și e mai săracă. Cu greu cred că putem să gândim că Uniunea Europeană poate să fie unul din cei al patrulea actori pe plan internațional. Diplomația tradițională, însă, așa cum o cunoaștem noi, este, din păcate, putem spune că este moartă. Ea a înflorit în zilele în care era timp să te gândești, să faci, să ai discuții, să elaborezi convenții, tratate și așa mai departe și să adopți decizii. Acest timp nu mai există astăzi, având în vedere că liderii politici mai ales, care au o greutate foarte mare, sunt sub o presiune deosebită. E presiunea rețelelor de socializare, dar și în fața transformării sau dezinformării, dacă vreți, constante în domeniul online. Cu toate aceste lucruri, trebuie să recunoaștem că, până la urmă, principalul actor este statul național. El este cel care are capacitatea de a executa pe plan internațional o serie de decizii. Însă trebuie totuși să spunem în același timp că diplomația și ea a fost obligată de data aceasta, nu numai decidenții politici, a trebuit să se integreze și ea în noile tehnici, tehnologii, inclusiv inteligența artificială, care, așa cum se spune, va schimba societatea omenească. Statele rămân, așa cum am spus, repet, pilonul principal al funcționării diplomației. Dar trebuie să avem în vedere că evoluțiile continuă. Nu mai putem vorbi de război rece când e vorba de relația între SUA, Rusia, China. Dar există probleme care fac parte dintr-o competiție pe care aceste țări le au și din punct de vedere economic și din punct de vedere militar și din punct de vedere al securității. În același timp însă diplomația este obligată să se adapteze la fenomenul de globalizare.
globalizarea face ca diplomații să fie mult mai important și mai necesar decât înainte, deoarece principala activitate a diplomatului o reprezintă negocierea. Ori negocierea internațională este de fapt cel mai bun antidot, ca să spun așa, este un element împotriva haosului care la ora actuală există pe plan internațional. Este într-adevăr un element stabilizator pe măsură ce regulile jocului devin tot mai complexe. Diplomația, în mod foarte clar, va trebui să facă să se adapteze la noile evoluții în domeniul respectiv. Ea nu a murit decât cea clasică, dar diplomația de astăzi are capacitatea de a face mult mai mult și dacă cineva vrea să înțeleagă, există două posibilități: să negociezi sau să ajungi la conflict. Aceste lucruri nu se pot face fără diplomați. Diplomații, de fapt, și mulți academicianul Malița vorbea chiar de o definiție că diplomația este modalitatea de negociere în materie internațională. Deci, cu toate astea, aș vrea să închei și eu cu un singur lucru. Diplomația, fără îndoială, va trebui să câștige o influență mult mai mare, dar ea, în același timp, trebuie să fie foarte coerentă atunci când are în vedere desfășurarea activității sale. Pentru că diplomația trebuie să fie nu numai o știință a utilizării instrumentelor diplomatice, dar mai ales trebuie să fie o artă care să poată să fie folosită în timpurile foarte grele pe care le trăim și în viitorul care nu întotdeauna se arată foarte, foarte sumbru sau foarte bine dezvoltat. Deci, astea sunt lucrurile care vreau să vi le spun. Îmi face mare plăcere că am participat și, domnul Micu, sper să ne mai vedem la asemenea întâlniri. Mulțumesc foarte mult!